Haideți să vedem ce se mai întâmplă cu USL. După atâta gălceapă și după atâtea afirmații care mai de care mai tăioase. Nici n-am mai ținut cont, vă spun foarte sincer. N-am mai contabilizat cam ce spune Crin Antonescu, cam ce replică are Victor Ponta, pentru că mi s-a părut clar, părerea mea și mi-o asum, că este pe de o parte și un mod de a fugi de răspunderea ruperii alianței. Adică nici Crin Antonescu și nici premierul Victor Ponta practic nu vor să fie arătați cu degetul de societate pentru faptul că, da, domnule, tu ești ăla care ai rupt alianța, tu ai apărut public și ai zis că pleci. Trebuie să recunosc că există ceva adevăr și în această chestiune. Cât privește cele mai recente afirmații pe care le avem, am aici un comunicat, de fapt este o declarație de presă pe care a susținut-o Klaus Iohannis, primarul Sibiului și lider marcant al liberalilor, care spune clar negocierile pentru remanierea guvernamentală au eșuat. Întrebat fiind de jurnaliști, la ce ar trebui să ne așteptăm de acum înainte, Iohannis a spus așa, păi această concluzie va fi comunicată și delegației permanente a Partidului Național Liberal și probabil că se va ajunge la concluzia că miniștrii noștri liberali trebuie scoși de la guvernare. Premierul Victor Ponta spune așa, dacă PNL se retrage din guvern, numesc interimari, apoi merg în Parlament cu noul guvern, iar termenul este 8 martie.